Olimpia Fabian își consultă longinețul micuț de aur, cumpărat în anul 1940 și se ridică vioaie. Trebuie să plec. La ora 3 am cursul de germană. Marieta Bogdan săltă nasul din fișe. Deocamdată, până la demararea activității propriu-zise a societății, lucra împreună la organizarea viitoarei biblioteci. La sfatul Marietei, categoric orientată, Mihuț achiziționase cam vreo mie de cărți, vizând cele mai variate domenii. Spre surpriza profesoarei, Olimpia se dovedi un ajutor de nădejde. Competentă și disciplinată, înțelegea de la primele cuvinte ce așteptai de la ea. Sigur, în concepția Marietei Bogdan, nu putea fi considerată o persoană cultă, dar, datorită sutelor de traduceri dactilografiate în aproape jumătate de secol, dobândise un bagaj informațional care nu era de ignorat. Marieta mai bănuia că îi și place să citească, având o memorie remarcabilă. Trăgând linia, o femeie capabilă și foarte țicnită, flămândă mereu de cunoaștere, mai ales a naturii umane profesoara încerca să o descifreze, dar Olimpia, cel puțin așa făcea impresia, se eschiva cu grații și sinuozități de reptilă. Vă invidiez pentru răbdarea dumneavoastră. Olimpia se miră ca o păpușă și ciripi. <coughs> nu cred că înțeleg la ce vă referiți. Pentru ce trebuie să am răbdare? Germana este o limbă foarte grea, spuse profesoara, ocolind de fapt ce-i stătea pe limbă. Ei idiot să te căznești la vârsta asta cu subtilitățile limbii lui Ghiote, ca și cu orice altceva în general. Domnișoara Fabian își consultă obrazul în oglinda pudrierei. Ținea batonul de ruj în mâna dreaptă, frecându-și vârtos buzele una de cealaltă, de parcă ar fi vrut să le înghită. Eu nu găsesc ceva singular. Atunci ne vedem mâine. Am petrecut o dimineață foarte plăcută și instructivă în compania dumneavoastră. La revedere! Marieta Bogdan, perseverentă, încercă să profite de ocazie. Și eu m-am simțit foarte bine. De ce nu am încercat să ne vedem și altfel? Aș fi încântată dacă ați accepta într-o zi să bem împreună o cafea." O!" exclamă cu triluri Olimpia, neangajându-se în niciun fel. La revedere pe mâine!" Se strecură pe ușă, iutacă și grațioasă în trenciul bine strâns pe talie, lăsând în urmă o aromă dulce proaspătă de la lăcrămioare. Când o văzut, Dumitru Mihuț se ridică cu graba elevilor lui de odinioară la intrarea profesorilor în clasă, alții însă decât el însuși. Am venit să vă spun la revedere căci la ora trei am cursul de germană, iar înainte de aceasta voi fi obligată să trec și pe acasă." Nicio problemă," spuse bătrânul tulburat. Când aveți probleme, vreau să zic, nu trebuie să vă simțiți încorsetată de program. În fond, suntem aici o singură familie." Încântător, aprecie Olimpia. Este o plăcere să lucreze cineva în aceste condiții. Spuneți-mi, domnișoară Fabian, v-ați mai gândit la propunerea mea? Olimpia clămpăni distinct din gene, țuguindu-și în același timp buzele. Izbuti expresia de mirare acreditată de Hollywood prin deceniile al doilea și al treilea, când se purtau gurițele pictate zgârcit cât un bumb. Era caragioasă până la Ilar, dar Dumitru Mihuț o găsea adorabilă. Pasiunea voala imaginea, respectând doar contururile. În fața lui se afla o ștrengăriță nostimă, cu mijloc subțire și o beretă delicioasă, roșie pe plete paj platinate. Mm, nu sunt sigură că mi-amintesc prea bine despre ce este vorba. Un altul mai luciț ar fi gândit că femeia e sclerozată. Profesorul o luă însă drept grațioasă și stratagemă, mostră de cochetărie. Cu patru zile în urmă, deci exact la o săptămână după ce o cunoscuse, mihuț o ceruse în căsătorie, cam abrupt și pe neașteptate, cu lipsa de diplomație caracteristică oamenilor foarte sinceri. Lucrurile decurseseră cam așa. Abordată foarte direct, Olimpia nu se putu se eschiva în maniera ei obișnuită și recursese la subterfugiul clasic. O, oh, aceasta este o chestiune de ajuns de importantă pentru a putea da un răspuns pe loc." Mmm, cere timp de gândire, ha-ha-ha, nu credeți!" Profesorul, care trăia de opt zile primul cup de fudre din viață, se avântă cu o cutezanță pe care un altul mai puțin timid sau mai versat... Nu le-ar fi avut. Domnișoară Fabian, lăsați-vă, convențiile! La vârsta noastră ai învățat să deosebești un ban bun de unul fals, și nici nu prea mai avem timp de așteptat. Să profităm de ce ne-a mai lăsat Dumnezeu. Gafa era uriașă, vârsta fiind ultimul lucru despre care Olimpia ar fi fost dispusă să discute dar profesorul nu-și dădea seama. Ba chiar o sublinie, închipuindu-și că e glumeț. Să ne bucurăm, domnișoară, cât nu umblăm un baston, cât mai prezentăm rămășițe onorabile. Ha, 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 râse femeia cam crispat. Oare am înțeles bine? Vreți să vă luați un baston? Cred că este un accesoriu destul de distins. Am să vă fac fericită, domnișoară, jur!" Ce drăguț din partea dumneavoastră! Admirabil! Mi-e teamă însă că eu va trebui să plec, că ce altfel voi pierde fără îndoială ora mea de germană. Telefonul început să sune, dar Mihuț îl ignoră cu un zvâcne de iritare al umerilor. Nu se poate să fi uitat ce Dumnezeu, doar nu vă cere în fiecare zi cineva de nevastă. A, ha, ha, chicoti Olimpia, nici n-ar fi posibil că și trebuie să vă spun că nu ies în fiecare zi din casă. Profesorul o privi descumpănit. Probabil propunerea mea a fost cam impulsivă, v-am luat pe neașteptate. O, sunt obișnuită, surâse Olimpia Fabian cu un natural 100% sincer. Dar eu însumi am fost luat pe neașteptate, am acționat sub imperiul unui sentiment covârșitor, dacă mă înțelegeți, domnișoară Fabian, din cauza aceasta am și uitat să vă spun esențialul, vă ador. Vai, ce drăguț!" exclamă Olimpia de parcă ar fi admirat canișul nou-nouț cumpărat de vecinii de la parter. Aștept un răspuns scumpă, domnișoară Fabian, un gest de încurajare. Permiteți-mi măcar să vă spun pe nume. Olimpia, nu știu să fi auzit vreodată ceva mai frumos. Sună ca o muzică. Ha, ha, vă mulțumesc, dar cred că nu sunt încă de ajuns de pregătită. Dumnezeule, de data asta sigur am întârziat la curs cățărată pe o scară dublă, Sanda Ionut spăla în dorul Leli carourile evantaiului de sticlă care o crotea intrarea. Olimpia se opri câteva clipe în capul scării pentru a-și îmbrăca mânușile. Amabilă, ca de obicei, observă zâmbind. Trebuie să fie foarte neplăcut să umbli cu apă pe timpul acesta rece. Fata își despică gura într-un rânjet feroce. De tanti, nu toată lumea are succesul și trecerea matale. La ai iuri pe patron, dar n-ai treabă, zob l-ai făcut!" Olimpia o privi fără să înțeleagă. Nu sunt sigură... Începu în stilul obișnuit, dar se răzgândi, amintindu-și că nu are timp. Simți totuși nevoia să adreseze câteva cuvinte drăguțe femeii de serviciu. Ai grijă să nu răcești. O buiotă fierbinte la picioare când ajunge acasă e cel mai bun preventiv. La revedere, drăguțo! Sanda dezarmată, fără replică pe moment, privi lungă în urma ei. Moșneaga e cnă mare! Sașa Diaconu trase cu poftă din țigară. Țigara era de la crinu. Se apucase să duhănească vorba Elenei Diaconu, pentru că Sanda considera că nu e bărbat ăla care nu fumează. Cum stare rezemat de un copac, cu capul vârât între umeri și chipul, piftie ratată, neagică putere gândea că seamănă cu un cocor brânzos și chel. Olimpia Fabian trecu pe lângă ei, fluturându-și degetele cu un zâmbet drăgălaș. Bătrânul clipi semnificativ, tuflindu-și căciula. Ce zici, se face urba. Ce să se facă neagică?" Tresări Sașa, smuls din gânduri. Nu în tabre, pe ce lume trăiești!" Expresia nedumerită a celuilalt îl determină să completeze. Cu domn profesor, adică!" Sașa pică din lună. Vrei să spui că domnul Mihus și cu...?" Arătă cu bărbia spre stradă unde Olimpia Fabian tocmai își deschidea umbrela. Au de gând să se căsătorească!" La vârsta lor? Neagică putere, comentă filosofic. Zice o vorbă că necazurile și nebuneala nu te întreabă că câți ani ai. Ăștia îndoi amândoi mai bătrân ca mine, dar uite că acuia călca bucuria. Și e unul zic că și potriviți. Sunt doi etate cum se cade și acu' să nu mă spui, că am într-o ureche. Sașa Diaconu îl privi perplex. Fantastic! Se gândi reflex la soră sa, fecioară la aproape 41 de ani, cu toate reveioanele odată isprăvită facultatea, petrecute acasă cu un telefon la ale cărui apeluri nu mai reacționa. Peia nu o căuta nimeni, se gândi la el însuși, comentă distrus. Unii au noroc, neagică, uită-te la mine, am împlinit 36 de ani, alții la vârsta mea au de familie, copii mari. Cei drept, cam era vremea și pentru dumneata. Și eu ce să fac, neagică, sunt eu că nu mă vrea niciuna. Ori ești prea pretențios. Sașa râse amar. Al naibii de pretențios. Divorțată de două ori cu un copil o secătură obraznică de opt ani fără serviciu că nu vroia să meargă în provincie, cum era sub Ceaușescu. Nu, gospodină, nopțile prin baruri cu turiști străini. Nagică putere își ridică obrazul crestat. Și dumneatale nu ziceai nimic. Ce să zic, că în felul ei avea dreptate. Sunt tânără, a, mai am și eu câțiva ani buni. Tu nu ai parai să mă scoți, să stau să mă ofilez pe de moaca. Îi făceam toată gospodăria până și lecțiile lui la micu. În timpul ăsta ea era la distracție, iar gola nu de fiu o să o bătea mingea pe stradă. Nici așa nu i-am plăcut. În 90 a scos pașa parte pentru ea și băiat și-a părăsit țara. Eu o virez spre soarea pune, că cănăria asta nu-i de mine. Balega albă, te-am salutat din mers. Și îi mai ai oftă, că sunt pretențios. Nici așa să vorbim degeaba. De? Trebuia să mai încerc și matale. Păi asta a fost ultima. Înaintea ei eram cu una, cici, fată de piețari bogați de pe lângă București. Comuna grădinar, dacă ai auzit. Am auzit, toți creștini pricopsiți. Mie nu mi-era de avuția lor. Îmi plăcea cici că era ca o cireașă, Abia aștepta să fie doamna inginer. În familia lor aveau căruțe de banda, nici o diplomă, înțelegi? Ne-am logodit cu popă, au dat petrecere mare la ei acasă. Am prins-o pupându-se în curte sub nuc, cu fiul nașului student pe atunci la ase. Și atunci ai dat-o de-a dura, râse bătrânul. Am înțeles. N-am dat-o neagică. Am zis că-i tânără și nu știe ce face. Luase și ea câteva pahare, ăla mai obraznic, s-a băgat maică-sa. Măi, Sașa, tu ești băia bun cum se cade, nici ce nu-i fată rea, da, îi trebuie unul să o țină în hățuri. Așa suntem noi o nația dracului. Ius și cam năvalnice, dar moșul meu cu o mână mă drăgălea, în ailaltă ținea gârbaciu. Tu ești moale, fătul meu, și nu vreau să ne râdă satul când s-o apucat Cicii să sară noaptea gardu. Bătrânul dădu din cap și abandonă pentru câteva clipe rindeaua. În Înțeleaptă muiere!" Nu știu multe care s-ar fi pus așa de-a curmezișul la noroc cu fiesii. Sașa au și împinsea pagubă buza inferioară umflată și roșie. Și eu cu ce m-am ales? Vorbesc cu dumneata gică de parcă ai fi tatăl meu. O iubesc pe domnișoara Alina. E, am băgat eu de seamă. Fată bună cu minte. Figura tânărului se însufleții dintr-o dată, ochii parcă îi lăcrămau. E un înger, un înger adevărat, frumoasă, cu minte, dulce. Ea ce zice? Ți-am zis că n-am noroc, nu mă pot apropia de ea. Da, nu ia ține tot timpul calea, nu o slăbește o clipită. A ține eu și dumneata, încearcă să-l răzbești. Păi mă pun eu cu Dan Neagică, pune-te, să vadă și fata că lupți pentru ea. Adică să ne luăm la bătaie? Păi asta mă pune jos cu o singură palmă. Vezi și dumneata că nu sunt prea jos. Gică putere își aprinse o țigară, ținând-o din obișnuință în căușul palmelor. Ploua, umezala îți intra în oase ca un șarpe ud, dar nu bătea vântul. Râse încetișor. Cei drept? Rupi musca în două de voinic, da, dacă o iubești, face domnișoara Alina o coastă două zdruncinate. Fetelor le cam place de-a de -a de astea Sașa Diaconu se înfioră. Se știa slăbănoc, dezbrăcat, prezenta rotunjimi incerte de femeie coaptă, avea o roare de dureri fizice. Gura îi era o paragină și nu se ducea la dentist dând vina pe bani. Glumești, neagică! Uită! Alina cobora scările, siluetă sfrijită sub o umbrelă cafenie care părea știrbă. Una din poalele de mătase se desprinsese de spiță. Ce aștepți?" îl ațâță bătrânul. Ia te după ea!" Sașa șovăi o clipă înainte de a-și lua avânt. Parcă ar fi un câine beteag," își zise gică putere privindul l cum aleargă. Vă conduc până la metrou, se oferi tânărul, regretând că nu are bani pentru două bilete. Întregul avans primit de la Mihuț fusese cheltuit de fete în două zile. Prea multe datorii, prea multe găuri de astupat. Pași precipitații ajunseră din urmă și o voce răsună plină de siguranță. E prea frică să ia metroul. Vă conduc eu cu mașina până acasă, domnișoara Lina. Noapte bună, diaconul. Cu gesturi delicate, dar hotărâte, Dan lău umbrela din mâna fetei și o cuprinse protector pe după umeri, ferindu-se, vezi, doamne, de ploaie. Sașa îngână un noapte bună șters și rămase încremenit în mijlocul curții, statuie jalnică privind în urma perechii înlănțuite. Neagică putere strecură printre dinți un scuipat subțire. Își îndreptă ochii spre casă. Mai era lumină la două ferestre. Numai dar ar pleca dracului odată din colțul unei ferestre neluminate, privea Sanda Ionuț. Îi urmări pe cei doi până ieșire din curte. După puțin timp, auzi motorul Daciei lui Dan. Sanda scrâșni din dinți, încercând să-și stăpânească plânsul. Se simțea strivită de furie neputincioasă, de gelozie și de ură. Coincidențe, premeditare, destin, Aparând nemotivat, Marieta Bogdan trăia o stare de surescitare specială. Era nouă seara, dar se simțea proaspătă, limpede, victima vreunui fus orar capricios. Avea tonusul și respirația zorilor de zi și plină de energie clocotitoare. Dacă ar fi fost vreo gospodină, s-ar fi apucat de pildă să frece parchetul. Marieta însă nu avea vocații casnice, preocupările ei în acest sens, limitându-se strict la două deziderate să nu mă mănânce ploșnițele și gândacii, iar camerinde, ceaiurile mele și câțiva cartofierți îmi sunt tocmai de ajuns. De obicei seara, dacă nu avea lucrări de corectat, citea presa sau dădea telefoane care îi se păreau indispensabile, deși adresanții, instalați în pijamale la televizor, o în jur au cumplit. Cretina aia nu știe că sunt actualități sau e Dallas?" Pentru Marieta Bogdan, însă televizorul, pentru cei mulți un personaj mai prezent și mai important decât înșiși membrii familiei, nu exista. Urmărea jurnalul doar în zilele fierbinți, cu evenimente de temperatură maximă și unele emisiuni științifice emise în deopște pe programul 2. I se părea mediocru spre imbecil ca televizorul să constituie o dominantă în existența cuiva, iar serialele Mamut ca Dallas ori Întoarcere la Eden o făceau să ridice o sprânceană ironică și bine pensată deasupra ochelarilor căzuți în vârful nasului. Surogate de viață cu sostifanis pentru mica inteligență, frumoși și frumoase mostre ale profesionalismului trusturilor de frumusețe cu plata în valută forte. Cel mai adesea citea, până la ore târzii și în general lucrări serioase eseuri, studii filozofice, literatură document și, în primul rând, cărți care tratau științific fenomenele de parapsihologie. Azi însă era imposibil să se concentreze, indiferent ce activitate și-ar fi propus într-un capotun suros, cremă pe față, cremă pe gât, reteza în diagonală covorul 3 pe 2 al camerei de zi, cu pași precipitați, incapabilă să-și găsească locul. O apăsa o neliniște, nu ceva rău prevestitor neapărat, ci doar neliniștea, sentimentul că trebuie, că urmează să se întâmple ceva. La 9 și 20 simți că nu mai rezistă. Puse un ibric de cafea pe foc, trase un par de siuvec pe umeri și coborâ la subsol unde își avea doina femeia de serviciu vizionară, cămăruța. Femeia urmărea serialul la televizor și o rugă să aștepte că urcă ea mai încolo peste jumătate de oră. Nu o refuza niciodată pe doamna Marieta, clientă faină, necârtitoare, cu deștele dezlipite. Nu băga de seamă că a spălat geamurile, dar nu și caloriferele, că spăianjen pe tavan unde nu ajunge peria, praf pe șifonier și bibliotecă. Unde nu se vede, nu se fluieră. Bașca mai e și chioară săraca. Așteptând o să cadă în transă, de regulă dura cam 10 minute, Marieta, totdeauna analistă înverșunată a oricărui fenomen înconjurător, nu înceta să se mire. Din toate punctele de vedere, Doina era o exponentă a micii mahalale, cu veleită zburgheze, Era suficientă o singură privire în garsoniera ei asfixiată de preșuri, de autostrăzi parcurse cu iglița și peri îngogonate, lăfăindu-se la capătul patului, iar persoana era la fel de grăitoare. Cam 60 de ani, grasă, burta impresionantă pleca imediat de sub sâni și se mișca neobișnuit de agil. Privind-o cu atenție, îți dădeai imediat seama că în tinerețe trebuie să fi fost socotită, în lumea ei drept frumoasă. Un profil corect, păr mult ondulat, adunat într-un coc acoperit de o basma legată și strângărește la ceafă, pomeți înalți. Ochii albaștri, adânciți în orbite, erau frumoși, dar fără expresie. Nu însă lipsa de expresie proprie imbecilității traducea Marieta Bogdan, ci a detașării, a harului, a capacității de evadare din concretul palpabil spre a se putea strecura în canalele cețoase ale absolutului. Văd, încep să văd. Marieta urmărea cu sufletul la gură. Inima agitată i-a că nu și-a luat pastila. Dădu reflex din mână. Nu mai contează acum. Așa cum se întâmpla de obicei, Doina se lăsase cu toată greutatea pe spatele canapelei. Din ochii rostogoliți în sus, ca la iepuri când dorm, se vedea doar albușul. Mâinile arse de sodă și detergenți frământau inconștient, din ce în ce mai apăsat marginea flanelei cămremizii. Când era în trans, articula cuvintele cu gura mai deschisă ca de obicei. De fiecare dată, Marieta privea cu repulsie, dar în același timp fascinată, incapabilă să-și desprindă ochii, cum limba, ca un gogoloi roșu vânăt, îi se rostogolea prin gardul știrbal dinților de jos. Azi e ziua lui Mamon, ce-și mai râde în pumni, râde că nu-i pasă, nici încotro nu vede sfințenie într-o frica lui Dumnezeu, ci numai strâmtorare păgână. Marieta o privi speriată. Nu pricep, șopti. Ce înseamnă asta? Fără să o audă, Doina continuă să bolborosească. casa e cotropită, blestemul arde, sorocită este cumplită înfruntare în astă noapte. Glas se aude, limpe de clopo de bronz peste chiotele diavolului. Vino aici, roabo, cinuză bovii, vino negreșit, conacul cu jivine. Pendul a bătut de zece ori. Sub imboldul unei porniri irezistibile, Marieta Bogdan început să se îmbrace. Trezită, doina ceru o țuică, mai mășcată, o dădu pe gât și abia atunci păru cu adevărat dezmeticită. Căscă ochii la Marieta, care se îmbrăca precipitat, dând impresia că nu știe ce pune pe ea. Doamne Sfinte, unde te pornești la ceasul ăsta pe urgia de afară? Zici că dă vremea în clocot." Încă nu a ieșit complet din transă, își zise Marieta. Mai vorbește ca din ceaslov. Se simțea înghețată de frică, dar în același timp îi era imposibil, categoric peste puteri, să rămână acasă. Cu un gest hotărât, semănând a disperare, ridică receptorul, formă trei cifre și ceru un taximetru. Doina se cruci. E trulea săraca, ce să-i faci dacă n-are bărbat?" Și se întoarse în subsolul ei, unde avea rufe de pus la muiat. Marieta, gata îmbrăcată, auzi claxonul taximetrului. Își agăță poșeta pe umăr, stinse lumina și întoarse iala la de două ori. Era ora 22.30. Când văzu lumina aprinsă încă de la colțul străzii, un cârcel îi înodă inima. O exaspera risipa de orice fel și se simțea furioasă pe ea însăși. Excesiv de prudentă, în general nu pleca de acasă, fără să se asigure că toate robinetele sunt bine închise, toate luminile stinse, ușile încuiate. Nu și ierta neglijența, cel puțin o zi <coughs> avea să-și facă reproșuri, cărea îi dădea proporții dramatice. Mi-am pierdut controlul și asta numai din cauza necazurilor. Clocotind, uite ce-mi lipsea după scandalul cu hoața aia, abia nimeri broasca ialei. Spre stupefacția ei, ușa se deschise după prima răsucire. Hello, Mamano! Da știu că le circul, cât pe să te dăm la dispăruți! Cornelia Ciurea rămase încremenită în pragul vestibulului. Mai perplexă decât atâta, nu ar fi putut fi, scena era cu mult peste posibilitățile ei de îngurgitare. În sufragerie domnea o dezordine completă, pe canapea două valize deschise, își vomitau conținutul pe covor, scaunele, masa, fotolile erau ocupate cu hăinărie și boarfe de tot felul, pe televizor un magazin de cosmetice. Rezemată leneș de bufet, în cămașă noapte tip furou, Norsa o privea amuzată. În ochii se păru Corneliei îi scăpărau ace de satisfacție drăcească. Mai în spate, lângă ușa băii, Decebal, surprins cu un pantof în mână, zâmbea nesigur și tâmp. Ca prin ceață, Cornelia mai înregistră o țigare aprinsă pe marginea unei farfurioare, fiind bine știut că în casa inginer agronom Cornelia Ciurea nu se fumează, oaspete de-ar fi fost, chiar regina Angliei, macrameul de pe masă, era plin de scrum, iar din bucătărie venea miros de merinde prăjită sufocată, incapabilă să emită un singur sunet, Corelia se învinețise apole... apoplectic, ochii bulbucați o pintau realmente să iasă din orbite. Impresia era atât de pregnantă că Sorina izbucni în râs. Se adresă peste umăr lui bărbată său. Mamana a muțit de bucurie, vezi că se ard cârnațe, stinge focul. Glasul Corneliei se auzi ca un geamăt. Ce căutați aici? Arătă spre valize ce cu astea? Am venit acasă și ăsta e bagajul nostru, răspunse Sorina cu naturalețe. Nu mi se potrivesc pijamalele matale, prea sexy. Nu e casa voastră, replică ferm Cornelia, regășindu-și ceva din siguranță. Sorina își și un pumn în șold. Se interesă provocatoare. Serios? Orice copil are dreptul la o odaie în casa părintească. Măcar atât să faci pentru de că în rest... I-am dat tot ce-am socotit de cuvință că merită, iar... Norăsa o întrerupse, bat jocoritoare. I-ai dat, cum să nu? Părul de la broască și toți iepurii din sat. Iar chestiunea o discut cel mult cu fiul meu, nu cu dumneata, care nu ai nicio calitate. Își scoase pardesiul cu un gest de cu dumneata a misprăvit și trecu în vestibul. Mișcarea bruscă și prea violentă rupse agățătoarea hainei. Sorina își aprinse o țigare. Se distra grozav. De ce bal? Ia vină în apisule. Auzi ce zice mamana? Că nu am calitatea să discut cu dumnea ei. Ea explică-i tu că m-ai luat cu acte. Tânărul Ciurea își plimba rătăcit privirea de la una la alta, obrazul de ierbivor cu falcă prea mobilă, lipsită de bărbăție, stârnea jale. Cornelia Ciurea îl măsură din cap până în picioare. Dupiesul cafeniu de jerse pe care cunoscuții îl știau de cel puțin 20 de ani, părea gata să plesnească sub respirația nevoioasă. Dacă ai ceva să-mi comunici, fă-o personal, nu prin intermediari. Dar mamana, mamă, îl corectă aspru Cornelia, să nu mi te adresezi mie în termen de tractir. Ce cauți aici? Ce-i asta? Cum ți-ai permis? De ce baluș încleștă degetele asudate? Una din falange pogni surd. Era un gest care revenea frecvent. Te rog să înțelegi, e doar ceva provizoriu, o ocazie, adică am găsit pe cineva, a fost o șansă. Sorina îl întrerupse nerăbdătoare. Ce te tofuiești în izmene? Am închiriat casa pe valută, 300 de dolari sua pe lună. Cred că motivul ăsta ajunge. Cornelia nu întoarse capul, continua să se uite doar la fiul său. De ce bal se bâlbâi? Da, mamă, așa stau lucrurile. Gândește-te ce o ocazie. În trei luni, aproape 1000 de dolari, nu se scapă așa ceva, cred că ești de acord și tu. Cornelia replică glacial. Nu văd în ce măsură chestiunea aceasta mă interesează pe mine. De ce se holbă fără replică? Sorina a început să râdă, articulând ostentativ fiecare hohot. Ce multe iubește, mă, mica ta! Să borăși lacrim și alta nu! Cornelia continuă să o ignore. Că ținea totuși seama de prezența ei, o trăda doar violaceul, tot mai întunecat al obrazului. Te somez să părăsești imediat această casă împreună cu întreg inventarul, viu sau mort. Scorpie, scrâșni Sorina, scorpie la menopauză, cum una pe clanța ușii de la bucătărie, Cornelia preciză: Ai oricând acces la fostata odaie, dar singur, fără cățele, pe patru ori pe două picioare. Puse un ibric cu apă la fiert pentru un ceai, încercând să fac abstracție de scandalul declanșat în sufragerie. Ar fi fost imposibil însă, aflându-se chiar într-o încăpere cu pereți capitonați. Ești o balegă, nu bărbat! Impotentule! Cum îi dai voie să vorbească așa cu mine? Dacă eram în locul tău, ștergeam parchetul cu ea!" Aud vecinii!" mormăi Cornelia Ciurea. Ce rușine! Ce scandal!" dincolo, Sorina continua tot mai dezlănțuită. Dacă nu o cârpești imediat să faci gaură cu ea în perete, plec chiar acum pentru totdeauna jur. Alege, ori eu, ori mătura asta bătrână. Ei fi rai tu al dracului de madame Giamantan!" urlă la Decebal care asculta prostit. Tu ce faci, bă, gogu manivelă? N-ai ars o încă la permanent?" Cornelia se decise pe moment. Vecinii auziseră destul. Deschise brusc ușa. Decebal, noaptea asta nu voi dormi acasă. Mâine dimineață însă nu vreau să mai găsesc pe nimeni. Să o crezi tu, o înfruntă norăsa. De aici nu ne clintim. Aș vrea să și văd cum ne dai afară. Gata îmbrăcată, Cornelia mai trecu o dată prin bucătărie. Își băgă într-o pungă niște biscuiți și câteva bucăți de rahat. Dăduc ochii de tigaia cu cârnați cedând unui impuls neașteptat, colectă toată saliva din gura uscată, hepatică și trase un scuipat peste trandafirii care începuseră să se sleiască. Urma să-i mănânce curva. Încă din copilărie, Decebal nu suporta niciun fel de mezeluri. Sper că ne-am înțeles, Decebal, nu?" Norăsa îi dădu cu tifla. Ne-am înțeles, pădracu, dar dacă tu ai chef să schimbi domiciliu, ai avizul nostru?" Pe buzele subțire ale Corneliei Ciurea alunecă primul zâmbet din săptămâna aceea. Cartea cea mai bună se joacă la urmă. Declară cu o liniște glacială, sigură de efect. Dacă mâine dimineață nu găsesc absolut curat aici și fără locatari, ai cuvântul meu de onoare și știi că nu vorbesc în vânt? Eh, ce ai să ne faci? O sfidă Sorina. Hai, mută fizicul către trebuie să aerisesc. Ai cuvântul meu că dosarul cu toate matrapazlăcurile de la prăvălie ale hoaței de colo va ajunge la poliție la ceasurile 12 fix. Patronul nu a acționat până acum pentru că l-am rugat eu să nu o facă. Noapte bună! Sașa urcă în vagonul aproape gol, așezându-se ca de obicei lângă ușă. Seama că din cauza aglomerației nu va putea cobori la stația propusă și i se întâmplase nu odată, timiditatea împiedicându-l să-și facă loc cu umerii și genunchii brusculând lumea, îi intrase noase. La ora aceea, metropolitanii erau puțini. Obseara îi prinde pe bucureșteni conectați la actualități, iar vremea nu îmbia la plimbări economice prin parcuri sau pe bulevarde cu gândurile în altă parte, Sasha înregistră câteva figuri sărăcăcioase, femei de serviciu cu ziua, probabil judecând după aspectul modest, basmale, mâini devorate de detergenți și nelipsitele sacoșe cu masa de seară oferită de stăpâni sau ce putuse ciordi peste zi din cămara lor. Vis-a-vis -vis o pereche, un el și o ea foarte tineri, îl priveau chicotin pe înfundate. Nu-și dădea seama că buzele lui mototolite, informe, articulau mut gândurile care îl sfâșiau. Sărăcuța! Animalul ăla o terorizează, se impune cu o aer de stăpân și ea e prea slăbuță, prea fină ca să reacționeze. Măcar de -a ști ce gândește ea. Cum ar privi la o adică avansurile mele? Am să-l rog pe crinu să tatoneze situația atitudinea îl caracteriza. Amâna sau transferat asupra altora deciziile și actele de curaj concrete, găsind de fiecare dată motivații subtile. E mai elegant așa decât să o abordez brutal cum face Dan. Alina, cu delicatețea ei, va aprecia prin comparație gestul. Crinul ei stes știe cum să pună tema. Și pe urmă, față de un copil, îți deschizi mai lesne inima. Da, așa cred că-i bine. Când ajunse acasă, răsuflă deja mai ușurat. Decizia luată, pe care, printr-o piruetă de abilitate, o transformase în soluție concretă pozitivă, plus gândul că în dulapul lui se mai afla un rest de vodcă și câteva țigări bune, îl făceau să se simtă de-a dreptul fericit. În antreu rămase cu haina îmbrăcată pe o singură mânecă. Se așteptase la atmosfera obișnuită, semintuneric, fetele instalate la televizor, mama moțăind, veruța rozându-și concentrată unghiile, o farfurie cu mâncare păstrată la cald în cuptor. Febrilitatea neobișnuită îl ului. Aveau o casă cenușie din toate punctele de vedere, unde nu se întâmpla nimic și mai ales după anumite ore era lumină, ardeau ambele becuri de câte 60 de vați, bătrâna cu o figură acră ștergea praful pe unde se vede, sora sa se chinuia în sufragerie să aranjeze o masă elegantă din obiecte desperecheate și un tishlifer care nu izbutea să ascundă petele unicei fețe de masă bună din casă. Strădanie disperat zadarnic, nici măcar două pahare nu erau de același fel. În bucătărie se auzea în ceva pe plită. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că veruței s-a făcut de oaspeți. Bombăni mai s-a nemulțumită. Zac, blidele lună în bufe de atâta foame și noi ne ținem de cumetri. Nu era zgârcită, crescuse într-o casă de oameni ospitalieri care, după obiceiul pământului, întindeau mese de câte trei zile, dar sărăcia constantă permanentă a vieții ei o sălbăticise. Orice lingură de dulceață servită unui musafir întâmplător îi se părea ruptă de la gura copiilor. Vera, gata să plângă, izbucni. Sasha, spune și tu dacă puteam să procedez altfel. M-a sunat rădița Tudor de la Ploiești. A fost tată colegă de facultate. Nu numai atât. Poate singura prietenă pe care am avut-o s-a purtat cu mine ca o soră. Țin minte că ai făcut la ea niște vacanțe, parcă la câmpul lung. Exact, la bunicii ei singurele mele vacanțe. Din cauza nervilor, început să plângă. Cunosc România mai puțin decât un străin venit în țară de două zile. Elena Diaconu, speriată, o mângâie. O să vină și rândul tău, draga mami. Eu n-am vrut să te năcăjesc. Am zis doar că nu sunt timpurile. Da, o facem pe amătăluță să vină. Eu n-am zis să nu vină. Sasha își aprins o țigare. Vreți să-mi explica și mie ce se întâmplă? Nu înțeleg nimic. Vera își sterse cu mâneca halatului chipul lipsit de grație. Ochii fără gene, sensibil și mereu roșii, aveau nu doar culoarea, ci și căutătura iepurelui, ca unui om veșnic prins în greșeală. Mă sună la serviciu. Pleacă poi mâine bărbată să în America și m-a rugat să-i găzduim două nopți. Mai au ceva treburi de rezolvat în București. Știi și tu care sunt prețurile la hotel." Elena Diaconu nu se putu să nu comenteze. Dacă au avut ei bani de America, ei, eh, da, fiecare le știe pale lui. nu e așa, mamă, făcu Vera exasperată. Sunt invitați și ei, nu se duc pe banii lor. Sașa se uită mirat la ceas. E ora opt, cu ce tren au de gând să vină? Au și venit și au pus bagajele în camera mea. Acum sunt la teatru, au vrut să-i vadă peștea de la masca. M-au invitat și pe mine, dar Făcu un gest, unul din gesturile acelea mai mult decât locvente între familiari, care explica fără a fi necesar un singur cuvânt motivele refuzului categoric. Sune cu necoafată, ce să pun pe mine? N-am o treanță mai ca lumea, trebuia să strâng pe aici, să pregătesc câte ceva. Elena Diaconu interveni practică. Sașenca, tu te și mănâncă până apucă ceia să vină. Vera își ridică privirea umedă. Sașa, te supără? M-am gândit că, dacă nu ți-ar fi greu, să dormează la crinul și să mă culc eu la tine. Început din nou să plângă. Și așa e mizerie, dar să ne mai și vadă dormim pe jos. Sigur, nicio problemă. Ai dreptate, te-ai gândit foarte bine. Exista încă un motiv esențial pentru care Vera își ceda camera. Avea singurul pat reparat din toată casa. Un sacrificiu la care o obligase spondiloza de care suferea încă din timpul studenției. Restul nu se putea numi paturi, ci terenuri accidentate, unde trupul făcea slalom printre arcuri desfundate și gemotoace de zegras, până aș găsi locul în poziții îmbârligate. Mulțumesc, Sasha, mă gândesc doar ce așternut le pun, toate sunt ciuruite și cârpite. Elena Diaconu se oferi generoasă. Nu te mai năcăji, ți-l împrumut pe cel blio, de doctor, vezi la mine și fonieră sub prosoapele cele mari, Zic că nu lor propă din două nopți. Cată să nu stoflocești pe acolo, că abia am aranjat. Să rămână mamă, îi zâmbi vera recunoscătoare. Știam eu că tot la matalei nădejdea. Țâșni sprintenă spre cămăruța bătrânei. Sașa privi lung în urma ei. Nu trebuie să fi supărată pe Vera. O știi că-i săritoare și în situația asta chiar nu putea să refuze. Elena Diaconu urmăi încet ca să nu audă fică sa. O fi, da, și omul trebuie să aibă obraz. Știi cu ce au venit cei ani de sagă pentru două zile? Cu două pachetele de biscuiți și un kilogram de mere. Barem să zici că n-au. Să le vezi traele și geamantanele boierești și veruța își dă chielea de pe ea. Pe plită fierbea oală de cartofi alături într-o tigaie de tuci, câteva bucăți de fica de porc urmau să fie puse pe foc la venirea musafirilor. Ficatul îl primise mai căsa de la o clientă mulțumită cu curu de la țară și îl păstra de câteva săptămâni în așteptarea unei ocazii deosebite. Cum nu aveau nicio aniversare în familie până la primăvară, evenimentul fusese hotărât pentru Sfântul Nicolae. Familia Tudor nu-l interesa tot din pricina timidității, îi repugnau cunoștințele noi și nici nu-i plăcea să umble noaptea, așa că își lua într-o sacoșă cândva de doi lei și plecă înainte de întoarcerea musafirilor. Spre surprinderea lui, Crinu nu era acasă. Se simțea nedumerit, aproape îngrijorat, pentru că băiatul, în ciuda libertății absolute de care dispunea, ducea o viață foarte ordonată, cu mult mai disciplinată decât majoritatea colegilor săi supravegheați de familie pentru a face față multiplelor ocupații și impusese un program respectat cu rigurozitate. Serile, de pildă, după ora 7, era obligatoriu acasă pentru a-și prepara lecțiile. Își menținea cu atenție statutul de elev mijlociu care nu prezintă probleme. Note proaste, corigențe sau abateri de conduită, impunând atenționarea părinților, i-ar fi distruse și șafodajul construit cu iscusință al singurei existențe în care se putea complace pentru moment, date fiind circumstanțele. Descumpănit, sașa pătrunse în apartament folosind cheia de rezervă de pe rama ușorului. În casă era plăcut, cald și chiar în clar obscurul luminii de poziție, o aplică prinsă în vestibul, se putea observa ordinea meticuloasă a interiorului care acum în absență îi se părea și mai impregnată de personalitatea lui Crinu ca de obicei. Sasha dădu o raită prin casă întrebându-se nu pentru prima oară cum reușește băiatul ăsta de 16 ani, în ciuda unui program complicat, să mențină o ordine și o curățenie demne de cea mai scrupuloasă gospodină? Nu exista urmă de praf, masa de lucru arăta de parcă ar fi avut cel puțin o secretară care să-i aranjeze hârtiile, în bucătărie nu găsi nici măcar o ceașcă murdară. Îl impresionă până la lacrimi, Sașa se emoționa ușor, vasul înalt din sufragerie în care câteva crenși de stejar, pline de frunze, când a fost ăsta la pădure, dezlănțuia o furtună de culori autumnale: aur, smarald, rugină, rubine întunecate. În dormitor, însă, patul făcut cu dichis și absența oricărei haine lăsate la vedere îl lăsară perplex. La ei, acasă, funcționa principiul conform căruia e absurd să faci patul în fiecare zi dacă nu ai musafiri. Adică, te ostenești pentru ziduri? Doar lipsești pe puțin 10-12 ceasuri de acasă și pe urmă te vări iar în pat. Îl faci și îl desfaci, deci doar așa ca să te afli în treabă. În odaia de zi, da, trebuie ținut-o leacă de ordine. Mai pică o vecină sau poștașul, nu se știe. Doar că la ei nici măcar în sufragerie nu era ordine și asta cu două femei în casă. Suruse cu îngăduință, Sasha. Cât de săracele erau garderopele, hainele zăceau pretutindeni, oriunde puteau fi aruncate sau agățate, bucătăria de neconceput fără o oală, două murdare în chiuvetă, pe masă, resturi de mâncare, pielițe de salam, firmituri de pâine și un veșnic, parcă același borcan cleios de gem, cu celofanul stâng câș. Vara fatal, asedia de muște mai că s-a punea dezordinea pe seama croitoriei practicate acasă, a ace de gămălie și resturi de materiale pe toate covoarele, veruța pe seama oboselii și a lipsei de viață mondenă. Parcă cine ne intră în casă, dar de fapt amândouă își zicea Sasha, de mult nu își mai dădeau seama cum arăta locuința, mizer proletară și insalubră. 9 și 20 constată Sasha aproape în panică. Ar fi putut deschide televizorul sau răsfoi o carte, dar simțea că ar fi fost peste puterile lui să se concentreze. Își propuse să aștepte până la 10, dar nu rezistă mai mult de 8 minute pe ceas, timp în care măsură toată casa în paste maraton. Luă o hârtie de pe biroașul lui Crinu și așternu în grabă câteva rânduri. Te aștept de la ora 20:45. Nu mai am răbdare, sunt foarte, foarte îngrijorat. Mă duc la solo, poate îți dau de urmă sau aflu ceva. Stinse luminile în cuie ușa și, privind atent în jur să nu fie observat, puse cheia la loc pe rama ușorului. În realitate, nu avea curs de germană, ci oră fixată la pedicuristă: și nu la 3, ci la 7 o mică, inofensivă inexactitate, căci Olimpia Fabian nu mințea din principiu. Fiind foarte mulțumită de persoana sa, nu încerca să pară alta, nu avea de dat socoteală nimănui și, în consecință, nu exista niciun motiv să-și complice existența. În fața insistențelor lui Mihuț însă, pentru a se eschiva, minții, cursul de germană sunând mai important decât pedicura dar mai presus de toate, făcea parte din generația femeilor bien eleve, care știu ce se face și ce nu se face. O persoană bine nu va discuta niciodată public despre anumite intimități fizice pe când mai lucra la birou, rămânea stupefiată, constatând cu câtă indecentă naturalețe, colegele, fiind de față și bărbați, discutau despre dureri de stomac, constipație, ciclu, lucrarea dentară mobilă, iar unele, siderant, își culegeau mustața cu o pensetă într-o oglinjoară de pudrieră. Acasă nu găsesc niciodată timp și nici nu am lumină destulă," iar pedicura, în capul Olimpiei, sugera la simpla enunțare imagini inestetice, degete bârligate, bătături, unghii încarnate, bășici sau călcâie de cașcaval. Își făcu socoteala că până la șase are timp să mănânce, să se odihnească și, evident, să se mai spele încă o dată pe picioare, în ca să găsi, indiferent dacă era prezentă sau nu, neclintirea de muzeu la care ținea atât de mult. Locuința Olimpiei ofera condiții optime pentru efectuarea unei percheziții sau comiterea unui jaf. Totul se afla într-o ordine de săvârșită, absolut toate mobilele și obiectele își păstrau cu strictețe destinația, puteai fi convins că dacă ridici capacul bombonierei, găsești acolo acadele și nu supozitoare sau o proteză veche, iar dacă i-ai fi deschis micul birouaș, ai fi găsit bătut la mașină inventarul scrupulos al întregului patrimoniu, patrimoniu asigurat cu cinci rânduri de iale, ceea ce îi determina pe vecini să-și fluture degetele semnificativ la scufiță. E țăcănită fătuca, nu știu ce minunății o fi pitulând prin casă, dar eu unu, dacă aș fi borfaș, pe asta aș devaliza o primă, dar mă înlăcătuia la aia miere pentru muște." Ce nu știau vecinii, nimeni nu intrase în casă dincolo de vestibul, nici măcar poștașul, era faptul că în apartamentul Olimpiei se aflau totuși mici minunății, rămase de la părinți și păstrate în condiții excepționale. Întreaga mobilă din cele două încăperi era de cel mai autentic stil, avea multă argintărie decorativă și gospodărească. Olimpia folosea cotidian, nici nu avea din altele, tacâmuri, ceainic strecurătoare, solniță, untieră, zaharniță, etc., exclusiv din argint. Și tablourile erau de calitate, nu neapărat nume de sonoră notorietate, care umblă singure pe calea victoriei, dar binișor cotate în lumea celor ce nu acordă prioritate căprioarei din obeor. Zici că-i vie. Față de caii albaștri a lui Gogen, părinții Olimpiei comercianți cu stare în ploiești fuseseră bine sfătuiți și nu se cățăraseră pe un munte de bani păstrând prejudecățile estetice ale startului modest. Viața Olimpiei Fabian în acest interior era pe cât de uniformă, pe atât de plină de inepuizabile satisfacții. Tot ce făcea aici era făcut cu plăcere. Gimnastica zilnică de o oră, băile prelungite, lectura acelorași și mereu acelorași cărți, reluate la intervale regulate, fără să se plictisească vreodată. Printre ele, la răscruce de vânturi, toate romanele Florenței Barclay, iubirea lor a lui Rachel Field, în general, corțul de virtute este totdeauna răsplătită, iar dragostea adevărată dragoste, Dantele stanțe peisaj vegetal suav și nu încrucișare animalică abordează inimii mai coapte înlănțuindu-le pe veci un număr de ore era destinat lucrurilor, nu mai mult de patru, nu avea televizor pentru că o irita dependența de un anume program impus de alții, deschidea radioul doar dimineața ca să asculte buletinul meteorologic și, indiferent de evenimente, cataclism, revoluție sau mineriade, la ora 22.30 fix, punea semnul de carte și stingea lumină. Habar nu avea ce se întâmplă în jurul ei, și ultimele alegeri la care participase fusese cele din 1986, când practic o să din casă fraierii desemnați cu mobilizarea, care înjurau că își pierd toată duminica așteptând să voteze pozitiv și democratic 99,9% din electorat. După o masă frugală, tip picnic, pentru Olimpia, masa constituia lucrul cel mai puțin important. Se odihni două ceasuri, iar pe înserate se duse la coaforul unde își făcea pedicura. În ciuda orei fixate, mai așteptă un ceas până să-i vină rândul. Amănuntul nu o deranja, nimic nu-i putea tulbura calmul, stare de spirit normală. Nu se enerva și nu se plictisea niciodată. Se concentră, repetând în minte lecția de gramatică de a doua zi, fără să audă nimic din trâncăneala pedicuristei. Cuvintele păreau tricotate într-o înșiruire monotonă, stimulată de clienta de moment cu câte un ți 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 -e e extraordinar. Fii atentă, colțul ăla mă deranjează, așa, și zici că l-a dat afară din casă. Olimpia, care declina acum derlerer, abia o auzi când o să-și bage picioarele în bazin. Avea o pedicură destul de complicată din cauza slăbiciunii, indiferent de modă, pentru încălțămintea cu bota scuțit. Femeia însă lucra conștiincios și cu mână ușoară, astfel încât Olimpia aș putut continua exercițiile mentale. Pedicurista era conștientă că gândurile Olimpiei hălăduiesc pe alte miriști, dar ei plăcea să vorbească indiferent de indiferența interlocutorului. Îi cu puțin înainte de trasul obloanelor. Abia după ce și puse ciorapii și cizmele vrând să plătească, Olimpia își dădu seama că îi dispăruse poșeta. Pedicurista exclamă consternată. Uitați-vă bine, sunteți sigură că ați avut-o? Olimpia ridică din numeri. Întrebarea era mult prea stupidă ca să merită răspuns. Da, când, doamne, iartă-mă, că doar eram amândouă, acilea, n-am lipsit o clipă. Niciuna nu eram atente. da vorbea, eu mă gândeam la altceva. N-am mai pomenit una ca asta și spune mie, domnișoară Olimpia, pe cine să bănui? Doar două cliente au mai fost în cabinet. Doamna Grigoraș Dentista și doamna doctor Vișinescu, femei serioase." Ce poți să știi? A mai intrat unul, altul, dar n-am dat atenție. Păi, sta să ne gândim. A fost odată Luci Casiera să-mi spui că a telefonat doamna Cârțu. Olimpia o întrerupse plictisită. E inutil să facem acum investigații. Te asigur că poșeta nu se mai află de mult în magazin. Sper că n-ai să te superi dacă îți plătesc mâine sau poi mâine. Nu mai am niciun ban la mine. Se poate, domnișoară Olimpia, că vorba aia. Ne cunoaștem de -o viață mai că îmi pare rău tocmai dumneavoastră să vi se întâmple. Și cum? Plecați așa?" Olimpia zâmbi cu toți dinții. Am altă soluție?" Femeia o privia iurită gândindu-se la cercul pe care l-ar fi făcut ea într-o asemenea situație își închipuise că Olimpia va ridica tot magazinul în picioare și, pe bună dreptate, cu urlete și țipete, își va smulge părul din cap, va iniția investigații la care vor fi participat toate coafezele, devenite brusc detectivi. Cercetări, comentarii aprinse și dat cu presupusul, avură loc oricum. Însă, după ce Olimpia Fabian părăsi magazinul calmă, luându și rămas bun cu un surâs grațios. Chestiunea era că Olimpia nu-și pierdea les necumpătul. Ia lumea aceasta a avea simțul realității, comparând un necaz prezent cu eventualitatea altuia, mult mai grav. Dacă aveam un accident, dacă lua casa foc, etc. De fapt, era vorba despre o convingere, un soi de siguranță care o însoțise toată viața, că ei nu îi se poate întâmpla nimic cu adevărat rău. Îndreptându-și cu un gest reflex cordonul imaginarei poșete pe umăr, încercă să-și ordoneze gândurile – Incidentul rămânea de sigur neplăcut, dar bilanț sumar, paguba nu însemna cine știe ce. Geanta era de piele, dar veche de peste 20 de ani, în portofel avusese doar vreo 5.000 de lei și câteva fleacuri fără importanță. Adevărat, ialele, cele cinci iale înșirate pe un anou de metal se aflau în poșetă. În schimb, actele rămăseseră ca de obicei acasă. Deci nu trebuiau schimbate și nici nu avea emoții că i s-a spart casa, hoțul hoața având la dispoziție timp, adresă și chei. Se uită la ceas, 9 și 10. Exclus la ora aceasta să găsească un lăcătuș meșter priceput și nu vreun cârpaș care să-i distrugă ușa solidă de stejar masiv. Singura problemă? Unde avea să nopteze și aici nu încăpea mult alegere. Nu avea rude, nici urmă de prieteni, cu vecinii nu întreținea relații. Practic, nu putea apela la nimeni. Soluția se impunea de la sine, se va întoarce la solo. Dormitoarele erau în parte mobilate și, la urma urmelor, se mulțumea cu un simplu fotoliu. Își băgăm mâinile în buzunarele trenciului și luă în piept bulevardul Elisabeta. Luminile orașului se reflectau pe trotuarul de ploaie, cauciucurile mașinilor alunecau pe asfalt cu un sfârșit ușor, acidulat, de sifon, strada era însuflețită de noua generație a chefliilor bucureșteni. Olimpia se simțea bine dispusă ca Alex în țara minunilor. Nu o mai prinsese de mulți an noaptea în târg și, față de pustiul și bezna de cimitirea capitalei din timpul lui Ceaușescu, îi se părea că se află în plin carnaval. Era suplă, pa pajul platin strălucea în sub bereta roșie, avea pasul vioi și, văzută din spate, părea tânără de tot. Vis-a-vis -vis de facultatea de drept, în dreptul casei memoriale a lui Eugen Lovinescu, un bărbat o ajunse din urmă cu paș elastic. Bună seara, îmi permite să... Surprinsă, Olimpia Fabian își întoarse capul. Bărbatul părut descumpănit. O, oh, vă rog să mă iertați, am crezut. Se răsuci pe călcâie, fără a mai explica ce crezuse. Olimpia Fabian zâmbi. Ce zăpăci sunt tinerii de azi? Își continuă netulburată drumul. Când ajunse la biserica Sfântul Elefterie, Zâmbetul încă îi mai stăruia pe buze.